Vă mulțumesc, domnule președinte. Hristos a înviat. Vă spun și eu la mulțam tuturor celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și avem acum în dezbatere un proiect de lege care vine dintr-o zonă a ipocriziei, ascunde un interes meschin și încalcă cel puțin două principii. Spuneau colegii social-democrați că Înainte de începerea pandemiei, noi am fi avut pe agenda de lucru alegerile anticipate ca opțiune, și că nu a fost corect, că nu, în acel moment nu trebuia să existe asemenea preocupare. Iată, în plină pandemie, pe o curbă ascendentă, venim cu un proiect de lege care caută să stabilească data alegerilor locale. Iată ipocrizia. Interesul meschin vine din aceea că, încă o dată, PSD și sateliții artificiali și naturali nu-și ascund interesul pentru funcții, pentru poziții, pentru a stabili foarte clar în interesul pe care și-l asumă data alegerilor, preluând din atribuțiile guvernului. Așa cum odinioară domnul Dragnea, doamna Dăncilă căutau să golească de atribuții instituția prezidențială, așa și acum, pe același model, se caută olirea de atribuții a executivului. Și am ajuns și la cele două principii care sunt încălcate, principiul separației puterilor în stat. Vorbim de administrarea administrației care este un atribut al executivului, al guvernului. Astăzi în aceste momente când guvernul este preocupat de această pandemie și duce o luptă acerbă și noi credem că o duce foarte bine și nu numai noi. Am văzut pe posturile naționale specialiști din Statele Unite, din Spania, din Olanda care spuneau că România au luat măsuri la timp și a luat măsuri bune în această luptă. Dar mă rog colegii noștri critică de dimineață până seară, fără să vină cu măsuri concrete, fără o implicare activă, dacă nu s-a luat o anumită măsură critică, guvernul că nu a luat acea măsură, dacă a luat o măsură bună, de fapt măsura a fost de la ei, asta e. Dar totuși principiul separației puterilor în stat este încălcat și mai este încălcat și principiul colaborării loiale instituționale, pentru că ar fi trebuit măcar o discuție purtată pe acest subiect și nu introdus așa proiectul pe sub ușă. Partidul Național Liberal va vota nu pentru adoptarea acestui proiect. Considerăm că practica atribuțiile instituțiilor din România trebuie să respectate în continuare. Suntem de acord la discuții, la dezbateri, dar nu a introduce astfel de proiecte care să transfere din atribuții de la o instituție la alta, de a prelua de la executiv la legislativ și așa mai departe. Vă mulțumesc!